Grupa mică a școlii de balet Nicolae Spirescu aduce în fața dumneavoastră dansul păpușilor. În următoarele momente, în fața dumneavoastră, Diana Marin interpretează dansul intitulat Tournée dans la vide. Nicolae Spirescu. Mi-aș fi dorit să văd aici, pe această scenă, elevele din prima generație. Multe au fost atunci, 72 erau. Unele dintre ele, chiar balerine, să le spune, la Colegiul de Arte Constanța sau la Teodor Burada. Regina Maria Constanța și Teodor Burada. Dragii noștri, nimic nu are mai multă putere decât exemplul acestor copii care prin grația, prin puritatea mișcărilor, a privirii, a gesturilor, ne îndeamnă să spunem, Doamne, am uitat toate greutățile pe care le-am întâmpinat în momentul în care trebuie să-i ducem pe acest drum. Spunea tânărul nostru prezentator, pe care îl felicit, te felicit, Cătălin, vino lângă mine, aici pe scenă, așa, îl vedeți?
În urmă cu 17 ani, nici nu gândeam eu că vom avea la cumpăna un asemenea prezentator. Are 16 ani de viață. Îl vedeți, e al nostru, al comunei. Va fi un tânăr despre care cumpăna își va aminti că a promovat aici pe această scenă. Frumos! Tu de acum încolo vei fi prezentatorul activităților culturale, educative ale comunei Cumpăna. Dar cel mai frumos, vei prezenta școala de balet Nicolae Spirescu Cumpăna, prima școală de balet din mediul rural. Nu se știe, s-ar putea, ca aceste micuțe, cărora au fluturași în stomăcel acum, să le vedeți, într-adevăr, balerine. Nu știm decât atât cum trupul, mișcările, gestica sunt ca o carte de vizită pentru oricine. E lesne de înțeles, măcar din acest punct de vedere, cât de importantă este pentru devenirea oricărui om un talent. Grația, armonia și măsura gesturilor este ceea ce definește acești copii minunați. Mulțumim, domnișoară Teodora Spirescu, mulțumim, doamnă profesor Eva Spirescu, pentru că instruiți. Aveți încredere în forțele dumneavoastră, deveniți membre ale familiei Cumpăna și veți avea și mai multe eleve. Mulțumesc, dragi părinți, că ați avut încredere și aduceți copiii noștri la balet. Haideți să urmărim balerinele, care are cea mai mare importanță. Și apoi, gândurile noastre bune merg mai departe spre continuitatea existenței școlii de balet Nicolae Spirescu la Cumpăna. Sănătate, bucurie, dragi părinți, vacanță bine meritată pentru copii, dar și pentru dumneavoastră. Acum, la închiderea stagiunii de balet a școlii Nicolae Spirescu de la Cumpăna, promoția 2016-2017.
O altă invitată de la Centrul Cultural Județean Teodor Burada, numită Liana Ion, aduce în fața dumneavoastră o coreografie clasică intitulată Zâna Candorii.